Bună ziua, dragi păfticioși! Eu sunt Valeria și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube! Astăzi voi pregăti cel mai pufos chec de post cu ciocolată. Și acum, hai să trecem la treabă! Pune într-un bol ingredientele solide și anume făina, cacao, bicarbonatul de sodiu, praful de copt, puțină sare și amestecă. Ia un alt bol și toarnă în el apă călduță, dulceață de zmeură sau dulceață de orice tip, zahăr, ulei, oțet de masă, esență de vanilie și mixează cu telul circa un minut sau până se topește puțin zahărul. Adaugă mixtura lichidă ingredientele solide și mixează până se încorporează totul și nu mai sunt cocoloase. La capăt, adaugă nucile tăiate mărunt și picăturile de ciocolată neagră. Încorporează-le în aluat. Ia o tavă de copt cu diametrul de 20 de cm, tapetată la bază cu foaie de copt și unge-o cu ulei. Răstoarnă aluatul în tavă și nivelează-l uniform. Coace checul la 170 de grade Celsius 55-60 de minute. Scoate checul din cuptor, lasă-l să se răcească complet și servește-l cu plăcere. Poftă bună! Acest chec într-adevăr a ieșit foarte pufos, nici nu-i dai că nu am adăugat ouă, smântână sau chiar unt. De asemenea, puteți adăuga în el mere, pere, diferite tipuri de nuci, chiar fructe uscate și multe altele. Rețeta întregime o găsiți pe site-ul nostru oficial valeriesfood.md și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să puneți un like, să comentați și să distribuiți. Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc să aveți în continuare o zi cât mai gustoasă și poftă bună! La revedere!